Iată, ne aflăm în sala în care domnul Mihai Cristea, antrenorul Mihai Cristea, generează campionii și avem aici pe cei mai mici dintre ei, cei mai tineri, pe Piniera, ca să mă exprim așa, și o să-i rog pe fiecare dintre ei să se prezinte. Sunt de vorbă cu? David. David și mai cum? Ghica David Gabriel. Ce ai făcut la campionatele europene? Unde ai participat ca și sportiv? Ce reprezintă medalia de la Bucurcea? Medalia merită foarte multă muncă. Așa. Ia spune-mi câți anișori ai? 8. 8 anișori. Dacă nu mă înșel, tu ai fost cel mai tânăr din competiție. Da. Cum vezi pe viitor sportul ăsta? O să-ți continui cariera în domeniu? Da. Felicitări, David. Numele tău este? Băcoanu Pavel Domenic. Câți ani ai? 10. Asta este prima participare la un campionat european? Da. Și care ar fi perspectivele și la tine? Ce speri în viitor? Multe medalii, diplome și cupe. Eu îți urez succes să le îndeplinești pe toate. Acum vorbim cu un tânăr cu mai multe medalii, ca să spun așa. Numele tău este? Dumitrache Matei Constantin. Câți ani ai? 10. Cum ți s-a părut campionatul european? Mi s-a părut mai ușor decât cel național. Evident, fiind unul de talie mai înaltă. Da. Și pe viitor ce speri? Să devin mai bun în Conchido. Felicitări! Mai departe l-avem pe? Gătcă Mihai Alexandru. Câți ani ai, Alexandru? 10 ani. La aceeași categorie, nu? Da, sunt la aceeași categorie. Cum a fost experiența acestui campionat? A fost o experiență bună, pentru că n-am luat niciodată locul 1 în niciun campionat. Deci ai fost câștigător și a fost o experiență deosebită, să înțeleg. Da, da. Aceeași întrebare o am și pentru tine. Care sunt perspectivele? Ce vezi în viitor? În viitor văd mai multe medalii, să câștig mai mult. Eu îți doresc succes și sperăm să-ți îndeplinești dorințele. Mulțumesc. Acum mergem la singura fată din acest grup de copii și o să stăm de vorbă și cu ea. Cum te numești? Coach Eliza Alexandra. Câți ani ai? 10. Cum ți s-a părut și ție campionatul european de Kwankido? A fost greu, am fost 23, dar am reușit să ies pe locul 1. Da, mi se pare firesc că la sâmbetul ăsta era normal să fie așa. Ce speri în viitor? Mai multe medalii și cupe. Îți doresc succes. Mulțumesc. Deci acum am prezentat pe Piniera, pe cei mai tineri, plecând de la cel mai tânăr participant din clubul Kwankido Roman la campionaturile europene. Acești copii minunați reprezintă viitorul sportului romașcan și nu numai, vă dați seama că deja au ajuns la un nivel destul de înalt, ajungând la europene să câștige și să ducă tradiția sportului romașcan în cele mai înalte culmi, ca să mă exprim așa. Le dorim succes și sperăm și pe viitor să aducă cât mai multe medalii. Felicitări! Continuăm discuția noastră cu fetele. Fetele au o categorie de vârstă mai mare decât ce am văzut anterior. Și o să începem cu? Hăpășescu Andreea. Câți ani ai? 12. Cum ți s-a părut campionatul european de Kwankido? Mi s-a părut foarte frumos și de neuitat. Deci ca și experiență unică, să înțeleg. Da. A fost primul tău concurs? Nu, deci am avut foarte multe concursuri înainte. Dar la nivel european? Și la nivel european și așa. Felicitări și succes pe mai departe. Mulțumesc. Continuăm cu? Nicolae Andreea. Trebuie să facem cunoscuți romașcanilor și nu numai.
acești sportivi. Andreea, la câta participare ești? Particip de la 4 ani. De la 4 ani mergi în competițional. La Europenia este prima participare? Nu. Dar a câta? A doua. Deci e o chestie cu bătaie lungă și la tine. Cum ți s-a părut acest campionat european? Foarte obositor și foarte frumos. Deci a fost ok. Felicitări și ție. Continuăm cu... Bacavana Sabina. Câți ani ai? 12. Să știi că dacă ne spui mai tare nu ne supărăm. Cum ți s-a părut concursul? Destul de frumos. Ai mai participat anterior? La Europene nu. La Europene a fost prima participare. Da. Ok, felicitări și ție. Mulțumesc. Continuăm cu? Baciu Mădălina. Baciu Mădălina, ia să vedem. Mădălina, câți ani ai? Am 12 ani. Și tu, la câta participare ești în competiție? La a patra participare ca campionat, iar și este primul meu campionat european. De la câți ani practici cu Anchid? De la 10 ani. Felicitări! Mulțumesc! Și, la urmă, dar nu cea din urmă, o avem aici pe? Spătar Alina. Câți ani ai, Alina? 11 ani. Și cum stăm cu latura competițională? Foarte bine. De data asta cam n-am putut ajunge pe un loc, dar tot mă țin până ce voi ieși pe un loc. În mod firesc, știi că important e participarea. Iar rezultatele pe parcurs o să vină și ele. Sunt sigur de chestia asta. Felicitări și ție! Mulțumesc! Continuăm prezentarea sportivilor care au participat la Europene și discutăm cu... Milica Roberto. Câți ani ai, Robert? 11. Și a câta participare a fost competiția asta? A 5-a. Cum ți se pare cu Anchi 2? Greuț. Da. Câteodată e și ușor, câteodată și greu. Dar mergi înainte. Da. Felicitări. Mulțumesc. Acum vorbim cu... Enache Cosmin. Cosmin, tu la câte competiții ai mai participat? Niciuna. Asta a fost prima. Și deja ai prins podium. Da. Cum ți s-a părut experiența asta? Interesantă și am avut ce să învăț. M-am mai maturizat. Fiecare experiență contează. Da. Felicitări și ție. Mergem la? Agu David. Câți ani ai, David? 12 ani. Și tu ai participat, văd că stai destul de bine în latura medaliilor. A câta participare competițională a fost? A treia. Cum ți se pare cu Anchi 2? Mi se pare un sport foarte frumos. Felicitări! Mulțumesc frumos! Ajungem la? Jitaru Echimaș, Ștefan Cristian. Ștefan, câți ani ai? 12 ani. Mărturisesc că noi ne cunoaștem, suntem prieteni de familie. Cum ți se pare cu Anchi 2 și cum ți s-a părut acest campionat european? Cu Anchi 2 mi se pare un sport foarte frumos, care dezvoltă multe abilitățile omului, iar acest campionat m-a ajutat să fiu mai bun pentru mai târziu, pentru alte campionate. Felicitări, să spunem telespectatorilor că urmez ceea ce a început mama ta, multiplă campioană mondială și europeană de cu Anchi 2. Felicitări! Vorbim cu? Matieș Alexandru Ilie. Câți ani ai? Am 12 ani. A câta participare a fost aceasta? Sunt la a șasea competiție. A șasea competiție, dar pe plan internațional? Am fost doar la locale și la naționale, atât. Atât. Cum ți s-a părut acest campionat? Un campionat foarte frumos, amintiri de neuitat și mi-a plăcut enorm. Felicitări și ție și să dea Dumnezeu cât mai multe competiții. Succes, băieți!
Continuăm cu prezentarea sportivilor care ne-au reprezentat la campionatele europene de Kwankido și îl rugăm pe primul sportiv să se prezinte. Eu sunt băietanul David Andrei, am 14 ani și m-am clasificat în top 8-10, cam așa, din 54 de sportivi. A fost o experiență plăcută, destul de greu, am muncit cu toții mult și cred că ne-am format un spirit de echipă. În mod firesc, numai faptul că ați ajuns până acolo contează enorm. Cum vezi Kwankido în viitor, ca și stil de viață, ca și sport? Nu cred că aș face o carieră din Kwankido personal, dar îl văd în continuare ca pe un hobby și cred că o să mă țin de acest sport până nu o să mai pot. Ok, felicitări, David. Mulțumesc. Continuăm cu mai veche cunoștință care am avut-o invitată în emisiune, și anume... Mă numesc Simeon David Ștefănuț, am 14 ani și practic Kwankido-ul de aproape 8 ani. Campionatul european a fost foarte intens, fiind o categorie, cea mai grea categorie, cred că, din tot campionatul. A fost 54 de sportivi, m-am calificat în finală și am obținut locul al treilea. A fost o recidivă după premiile câștigate la naționale, dacă nu mă înșel? Da, sigur. Pe viitor ce preconizezi? Voi continua acest sport și vedem pe viitor. Poate aș face o carieră, dar mai vedem. Succes! Mulțumesc! Și felicitări! Mulțumesc! Acum vorbim din nou cu un cunoscut. Mă numesc bulgarul Constantin Dragoș, am 14 ani și am obținut locul întâi la proba de luptă. După părerea mea a fost cea mai grea grupă pe care a fost, în tot campionatul și ne-am luptat intens, eu și cu colegul meu. Toată echipa ne-am sprijinit unul pe altul și am reușit să aducem aurul acasă. Iar la proba tehnică am reușit să mă clasez pe locul al treilea. Ce te motivează constant ca să obții rezultatele de genul ăsta? O parte tribuna, o parte sufletul meu și dorința de a urca cât mai sus, de a mă autodepăși în fiecare zi. Felicitări și sperăm să te autodepășești mereu. Mulțumesc! Vorbim acum cu... Crang Adrian Paul, am 14 ani și fac Kwankido de 6 ani. La proba de lupte am obținut aur și la proba tehnică am intrat doar în finală. Oricum este rezultatul unei munci asidue, constante, pe parcursul a multor ani. Ce vreau să te întreb, cum a rămas acest campionat european pentru tine? Va rămâne mereu o amintire frumoasă, alături de colegii mei. A fost un drum lung cu anumite locuri vizitate care vor rămâne în suflet și în creier. Felicitări încă o dată și succes pe mai departe! Iată că am ajuns și la final de prezentare a participanților la campionatul european de Kwankido și îl rog să se prezinte pe... Gheorghel Monel, am 17 ani și sunt în clasa 11 la Colegiul Național Roman Vodă. Cum ți s-a părut acest campionat european și care au fost rezultatele tale? Campionatul a fost și în sine foarte obositor, dar și drumul până acolo, pentru că este o distanță foarte mare. Iar la rezultate, la proba tehnică am obținut locul al treilea, iar la proba de luptă, tot la fel, locul al treilea. Felicitări și sperăm să continui pe aceeași axă. Iată și cu ultimul invitat al nostru în emisiunea de astăzi, prezentarea sportivului. Mă numesc Ciotu Sebastian, am 16 ani și studiez la Liceul Tehnologic Vasile Savă. Cum ți s-a părut organizarea și cum ți s-au părut întrecerile în cadrul campionatului european de Kwankido? Mi s-a părut foarte bună. La proba de taokyan m-am
clasat și în finală și am obținut și medalia de aur. La lupte am participat cu colegul meu și am obținut locul 3 și a fost un campionat obositor, cum a zis colegul, și transportul și așa. Și... Dar obositor, dar satisfacția rezultatelor cred că a anihilat oboseala în sine. Cum a fost chestia asta? Asta a contat foarte mult la sfârșit. Dacă nu era să obținem medalii, poate am fi fost puțin triști, dar așa am fost mândri de noi. A fost doza aceea de energie care ne-a ținut pe picioare, știți? Noi vă mulțumim din partea Romașcanilor și sperăm la rezultate cât mai bune în continuare. Mulțumim frumos! Mulțumim! Iată, dragi romașcani, că în urbea noastră sportul are o cu totul și cu totul altă dimensiune. Sportivii noștri dau dovadă de capacități ieșite din comun și efectiv ne uimesc cu rezultatele obținute la concursurile atât naționale cât și internaționale. Coanchidou ne-a adus destule motive de satisfacție că suntem romașcani și sperăm în viitor să continuăm să vizionăm rezultatele sportivilor noștri. Plăcerea să vă prezentăm sportivii, chiar în sala în care se plămădesc ei ca și oameni, ca și sportivi, ca și unde se nasc aceste rezultate deosebite pentru romașcani și pentru români, pentru că sunt la nivel internațional, și îl rugăm pe maestru Mihai Cristea să spună un ultim cuvânt în raport cu rezultatele obținute la campionatele europene de la Zurich. A fost o competiție extraordinară. Spun eu și cred că într-adevăr și ceilalți care ne-au însoțit au aceeași părere. Am fost un grup unit, o echipă frumoasă care s-a deplasat la această competiție. În afară de sportivii care au participat, au fost și însoțitori, părinți, rude chiar, care au stat în tribună și au strigat Bau Roman și Hai România. Au fost două zile de competiție în care tribuna efectiv a sărit în aer de strigătul galeriilor românești, pentru că am fost 7 cluburi din România. Ne-am reunit și am susținut cu toții sportivii din țara noastră. Rezultatele s-au văzut, au fost rezultate pe măsura muncii depuse de copii. Au fost săptămâni de pregătire în care zi de zi au intrat în sală, exceptând poate uneori duminica, dar chiar și atunci am mai intrat în sală, chiar și duminica. Spuneam că munca lor a dat roade și, cum spunea cineva, tolba s-a umplut cu medalii, cu medalii frumoase, într-un clasament neoficial, dar va deveni oficial cât de curând. Clubul Bau Roman, putem să o spunem cu oarecare mândrie, că s-a situat pe locul întâi la nivelul Europei. Din cele 62 de cluburi, 62 de cluburi care au participat din întreaga Europa, am avut 17 medalii în total și asta ne-a clasat pe locul întâi. Îi felicit pe sportivi, le mulțumesc. Le mulțumesc că au înțeles să dea dovadă de devotament, au demonstrat plăcerea de a veni la sală și de a practica coanchidou. Le mulțumesc părinților care ne-au însoțit pe parcursul întregii deplasări
cei care nu au mai încăput în autocar au venit cu mașinile personale și au fost prezenți acolo. Cum spuneam, a fost o competiție frumoasă și nu pot decât să-i felicit pe toți din toată inima. Și noi din partea postului de televiziune CNS și a romașcanilor, cred că sunt în asentiment cu noi, vă felicităm încă o dată pentru că ați scris o istorie frumoasă a sportului romașcan dincolo de hotarele țării. Felicitări, domnule Mihai Cristina! Mulțumesc! Mulțumesc mult!